În contextul actualei situații internaționale și al pandemiei de coronavirus, armata și implicit forțe navale sunt în sprijinul populației civile, dar în același timp își continuă instrucția și pregătirea militarilor. Este o bună oportunitate să interacționăm cu telespectatorii dumneavoastră și cu radioascultătorii dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, suntem într-o perioadă dificilă. Suntem într-o perioadă în care luptăm, în ghilimele spun, cu un inamic invizibil, mai perfid, se pare, decât inamicii clasici, și pentru situații de genul acesta trebuie să fim pregătiți. În primul rând trebuie să încercăm să ne păstrăm moralul ridicat, să înțelegem care sunt cele mai bune soluții de acțiune pentru a lupta împotriva acestei pandemii declarate deja la nivel global. La nivelul unităților din flotă și de asemenea la nivelul unităților militare din garnizoana Constanța, am aplicat un plan de măsuri în conformitate cu precizările eșaloanelor superioare, având în vedere, în primul rând, protecția personalului nostru, pentru că este important să înțelegem că trebuie să ne protejăm, să ne autoprotejăm și să protejăm instituția militară pentru a fi gata cu personalul militar și civil să acționăm în sprijinul populației civile, în sprijinul autorităților în această luptă împotriva COVID-19. Lucrăm pe bine cunoscutul principiu de planificare, pregătire, execuție, cu o permanentă evaluare, astfel încât să continuăm procesul de pregătire și de ridicare a capacității de luptă a unităților din flotă. Deploymentul, dislocarea grupării NATO SNMG-2 în Marea Neagră, începând cu 22 martie 2020, grupare în care se va integra și fregata Regina Maria. Suntem în ultimele zile de pregătire pentru plecare în misiune a echipajului a fregatei Regina Maria cu elicopter organic, cu elicopter ambarcat, astfel încât să fim în măsură să executăm toate misiunile planificate de către comandamentul NATO MARCOM pe timpul deploymentului în Marea Neagră cu această grupare importantă și în același timp să încercăm să dăm un semnal de normalitate, să transmitem un semnal de continuitate la nivelul Alianței Nord-Atlantice, pentru că acest virus COVID-19 afectează întreaga Europa, așa cum s-a observat. Trebuie să fim pregătiți să facem față situațiilor deosebite. Noi avem forțe și mijloace destinate pentru acțiune în situații de urgență. Sunt forțe și mijloace concretizate în personal, tehnică și echipamente. Putem deja afirma că avem un sprijin important pentru populație și pentru zonele Mangalia și pentru zona Constanța prin instalarea celor 6 corturi militare, 2 la Spitalul Militar Constanța, 4 pentru cele 2 spitale din orașul Mangalia, pentru triajul epidemiologic. Așa am venit în sprijinul autorităților care duc această luptă împotriva COVID-19 și implicit al populației din județul Constanța. Vă mulțumim foarte mult încă o dată pentru declarație și poate să stea liniștită populația civilă, că de fiecare dată armata, inclusiv forțe navale, sunt alături de oameni și în momentele grele. Ne pregătim, este o misiune a noastră și vom fi alături de populația Constanței și în această perioadă dificilă.